Bine v-am găsit la un nou episod din seara noastră de Roblox. Suntem aici împreună cu Sălbaticul Sebi. Oh, salut Sebi. Ia uitați-vă și voi ce skin are Sălbaticul. Bă, e skin-ul basic, dar e urât rău de tot. E urât rău și a uitat contul și a făcut altul. Bă, hai să începem că ăsta este un hobby mișto. Dați acum like-uri foarte multe dacă vreți să mai facem hobby-uri. Este un hobby care are foarte multe like-uri. Și să sperăm că o să fie mișto. Adică eu așa cred, așa pare. Pare foarte interesant acest hobby. Sigur. Sigur că da, Să fac eu. sălbaticule, să vedem cât putem să facem din el. Că bănuiesc că fie unul foarte mare. Zici tu. Zic. Nu este neapărat necesar să fie mare grasule. Da, cum trebuie să fie? Fâșneață. Ia uite mă cum căzui. Ia uite ce fâșneță sălbaticul. Da. Era să cad. Iar alunecai. Băi, nu se poate așa ceva. Nu știe să se joace Roblox. Eu, mă? Eu sunt profesor în Roblox, ești nevă? La Roblox te fac praf. Ia uite. N-ai nicio Ia șansă. uite. Auzi. Auzi ce mănâncă broscoiașul. Cum M-a poți? întrebat lumea în comentarii de unde e aia cu. A trebuit să știi. Ar trebui să știi. Păi, ar trebui să știți. Bă. Ar trebui să știi de unde este. Da. A, bă, nu știți pe la... Bine, unii dintre voi îl știu sigur. Trebuie să știi. Era un tip care a ieșit din club. Da, un băiat cam de seamă cu noi. Cam de vârsta noastră, 20-20 ceva de ani. Bă, și era rupt de beat. Era criță băiatul și... L-a întrebat aia, dar tu cu ce te ocupi? Și el era rupt de beat. Și el zice că ar Păi, trebui să știi. ar trebui să știi. Dar era rupt. Ar trebui să știi. Aha. Grasul e aia Relativ. albă. What? Dom Perignon. Trebuie să mă... deci negru, alb. Nu. Ce fraierii. Negru, Am trecut negru, peste ceva. alb. Deci negru, negru, alb, negru, 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 alb. Nu. Deci negru, negru, alb, negru, negru, alb. gata, tie tata sălbatic cu rac. What? Mă, de Hai, unde am ăștia sălbaticule, că capac te mâinile întrec. alea să cumperi nu știu ce? Ah. Ce ai Da, ți făcut? apare asta. Bine, ei încearcă. Băi, pare un hobby foarte interesant. Adică mie nu chiar îmi place hobby-ul ăsta. Îți place asta? Da. Ia uite. Sunt doi bulangi aici, grasule. Și chiar nu e greu. Doi Nu le mai pești. ce bulangi. Bă, nu puteam să sărim. Ah, ba da, gata. Ia să vedem. Uite-o pe Diana Daria care m-a împins afară. Îți mulțumesc foarte mult, draga mea. Nu Și eu încercai să care vii vreau cu să fac pintele în acest nars. hobby fără să... Mori de prea multe Livia. ori, a? Bună, Livia. Băi, foarte multe fete care se joacă Roblox, am observat. What? Ah, ok, am înțeles. Ar trebui să știi. Păi, gasule, tu ar trebui să știi. What? Ok, e buguit ăsta. Ce desfaci? Oarecum. Trebuie să sar pe porcările ăștia, dar ai grijă că e cam... E What? hitbox-ul cam mare. Nu Da, mi-a... ia zic. E hitbox-ul cam mare. Sălbatic cu tata bandit. Că ar trebui să știe. Hai, frate, pe bune. Un picior. Ce e asta? Nu mai vorbi urât, că n-avem voie să dăm la TV. Da. E un Bă, direct ce vă pentru zic acum, noi. că a venit Papa Francisc în România. Așa. Și îl așteptau ăștia din armată, știi, gen. Așa. Și când ăia nu mai știe și se oprește și se lasă liniștea. Unde el trebuia să zică bună ziua, știi? Așa. Și uită, bă! Stătea, se uita așa, se uita, tăcea, tăcea și se du Iohannis mai lângă el. Și să, dar se auzi că erau microfoane. Bună ziua! Cum? Bună ziua! Bună ziua! Aia stă, A, trăiți! uitase cum se zice sau Da, ce? uitați cum se zice bună ziua în română, știi? Bună ziua! Asta nu e bună. Albastru? Nu. Roșu. A, eu l-am făcut pe la de mult. Roșu. Acum după? După roșu? Da. Nu mai știu că uitai. Deci roșu, roșu. Albastru. Albastru.
Deci roșu, roșu, albastru. Mamă, cât de urât este ăștia, că te slidi la capăt. Cred că Da, după îți dai seama. albastru e asta. Asta era. Știam eu! Dă-te, ferici. Din prima, băieții mei. Roșu, roșu. Nu. Galben. Nu. Verde. Verde. Roșu. Roșu. Aaaa! Deci verde. Mersi, grasule. Roșu. Care după? Verde, roșu, albastru. Albastru. Băi, și acum cred că singurul care a rămas e galben. Nu e galben? Nu știu, că poate e căzuiu. Deci verde, roșu, roșu, albastru. Nu, că galben trebuie să fie. Albastru. Haaa, le măcurăm pe ăștia. Tu vezi că ei așteaptă să trecem noi? Păi așa fac. Dar eu ar trebui să fiu mai bandit, că sunt mai bandit. Dar bine, zic să nu fiu bandit asta. Păi ce mai ești, merge pe ambele? Asta a fost troll. Trebuia decât să mergi. Da, uite cine ajunge cel mai repede, e bandit. Tata sălbaticul, sigur. Aha, hai. Băi, ești vechi ăsta, să știi. Da, cine? Obiul? Aha. E chiar mișto. Păi avea foarte multe voturi, de-aia am zis să-l jucăm. Avea foarte multe voturi. Dar asta are curios de câte nivele are. Bă, văd că unii sunt pe la 155. Ce? Unul văd că e la 156, deci... Cred că are ceva. Și noi la cât suntem? La 31. Poho. Deci clar nu o să-l terminăm în episodul ăsta. Și nici în episodul viitor, pentru că așa e mișto când te joci un lobby. Cred că ăsta e un lobby de 1000 de nivele. 10, care e atât de mult. Hai, fetiță, hai, uite-le. Așa fac, bă, rămân aici, dar ar trebui să-i scoată, sincer, dacă sunt inactivi. Nu, da, se mișca și se uita așa cu frică, abia trecea. Pe bune. Bă, ești nebun cât am făcut și cât mai e. Da. Hai, nu știu, mai mult de 50 de nivele, nu cred că apucăm să facem. Nu, no, n-ai cum. Și, și oricât de bine te-ai mișcat, dar e greu, n-ai cum. Da, păi dar cum, că noi nu pierdurăm cine știe ce, dar nu văzuși că numai la alea. Uite-te și tu la asta, cum stai aici. De unde să știi. Elisabeta. 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 Eliza cu beta. I-am zis lui Grasul că a văzut ieri un poster cu Emil Sandoi și mă întreabă, bă, cine ăla? Și zic eu, Emil Sandoi. Face-l cu mă? Emilson? Emilson? El a crezut că-l cheamă Emilson 2. 2? Dar face-l, bă, da, ce nume ciudat e, spui ce nume ciudat. Emilson. Emilson. Băi, era să mă... Bă, să nu mă împingi, fată. Mă împingi că îți dau bătaie. Chiar și așa. Ia uite-le, ia, covoarele, trebuie să sărim aici peste covoare. Aoleu, făcui treaba, patrane. What the fuck? Bă, dar mă enervează, la unele hitbox-ul mai mare sau... Bă, nu mă... Mă împing să scârba. Bă, dar tu pe la ce nivel ești? În spatele tău. Și dacă mai stai mult... S-ar putea să rămâi tot acolo, nu? Păi nu, dar mă enervez că abia te mișc ca ăștia. Care abia mă mișc, bă? Abia te mișc, băiat... ești un loser. Băiatul, sunt în fața ta. Asta ce înseamnă, că sunt un loser sau că sunt cel mai șmecher băiat? Nu, că ești de la care se mișcă ca bătrânii. Bă, eu am Ford fără turbine și tu îmi zici mie că mă mișc ca bătrânii, auzi la el. Ia uși tu la el, bă. Ia că mai trecem acum la un nivel, ia să vedem. Ah, what? Nu-i corect, bă. Deci grasul ăsta o să-l treacă acum din noroc. What the fuck? Uite-te și tu, uite-te și tu. Ce noroc, bă, că asta e știința jocului, băi. Ah. Mi se pare mie cam complicată treaba.
Nu te deși tu, bă, deci nu la tic și mă omoară grasule. Da, 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 da. Pe bune vorbesc. Da, 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 da. Gata, trecui, că sunt șmecher. Hai, frate, că ăsta e un lobby easy de tot. Vreau direct la ultimul nivel. Păi și cred că ultimul o să fie mai greu sau ce? Băi, teoretic așa ar trebui, ca dificultatea să crească, știi? Dar la obir nu e neapărat o regulă. Oho, aici s-ar putea să fie mai greu. Nu altceva. Opa, aici o să fie problemă. De ce gras? What? Stai, vreau, nu am atins. Aia zic și eu, că de multe nu, ori... Nu, aici chiar e o problemă. Dar trecui fără nicio... uite, mă pun pe canapea. What? Păi ori e o problemă, ori nu e nicio problemă grat. Uite, ești una. Poftim. Gata, am trecut și pe asta. Ah! Sper numai să nu mă ajungă sălbaticul, șef. Un sălbatic oarecare. Așa eram, obișnuiam să fiu un sălbatic oarecare, dar acum am devenit... Ai, pe bune! Hai că nu e chiar așa de greu, adică am easy peasy, lemon squeezy. Aici ai nevoie de puțin skill și gata. Autele aia, ce le știe Bercea, ce le sare, ce le mai face, ce le la la și la la și la la. Hilai, 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 la. Așa trebuie să faci la fotoliile ăștia. Cum? Fotoliile ăștia mă aruncau, uite, trebuie una, trebuie să te urci neapărat pe fii atent aici. Marginea asta. We wish you a merry Christmas. Ai, pe bune, frate? Așa ar părea grasul, că este pe bune. Ah, iar pierdui aici. What? Am un skin normal. Ah, gata. You are such an home. I love it. You're such a fucking home. I love it. Gata, urc sus, bă. Soțul meu, bă, mergea, e la 53. Te văd, da, ești în spate, rău. Are, bă, sunt la 51. Și că în spate rău, auzi. Mai știi, grasule, când l-am trecut pe ăla de nu se mai salva ultimele vreo 10 nivele? Da. Ca eroi. Da. You are such a... Urc pe scara dreptății. Pe unde ești, bă, săracule? Uite, în fața ta, cum am fost toată viața mea. Da. Ți să mă contrazici? Nu. Deci mă dor încheieturile de moarte. De ce, bă, obezul? Am dat seara în sac. Și nu mai pot. Păi ce te-a apucat? Păi m-am dus și o să mai fac și un cardio, cum ar veni, știi? Noi ăștia care facem sală. Lasă-vă că mă apuc și eu acum. De când te apuci, cred că de ierna trecută. Care, bă, nu, e adevărat. De exerciții acasă m-am apucat, dar... Face zilnic? E, nu. Și atunci, mă, cum poți să spui că tu faci sală? Păi ce, mă, zici că fac sală, ești nebun la cap, n-auzi că zici că fac... Păi și cum poți să vrei să faci așa ceva când tu nu ești în stare să te ții acasă? Păi acasă e nasol, grosul. Înțelegi tu? What? Ah, trebuie să sar pe ăștia. Bă, dar ăștia mi se par mai ușoare decât celelalte. Bă, ce pui? Pe bune vorbești. Unde ești? Uite la asta. Și crezi că e bă, asta, nu mai sări și mă arunc. Știam eu că e ceva neregulă cu asta. Bă, 65 obezul. E o țără mai... Uai, nu te cred. Deci tu, bă, dar deci e foarte enervant hitbox-ul. La unele nivele. Efectiv, n-ar trebui să te lovească. Deci aici nici nu l-a atins ei. Ați văzut și voi dovada pe filmare, că n-am atins. Da, grasule, acum ce să mai zici și tu? A? Gata.
Ce, terminat și hobby-ul? N-ai nicio șansă să-l termini. A, ce prost. Fuh, ce m-a speriat. Nu trebuia să te sperii, Dolofan. Ah, ok, n-ai voie pe ele. Bă, dacă de lung e hobby-ul ăsta, frate. Da, grasul este lung, dar... Uaaa, fix la sfârșit, pe bune. Și ne-am început de acolo și n-am făcut niciun sfert, cred că, din el. E foarte lung. Chiar e. Hai da, hai da, ăla e, băiete. Eu nu prea înțeleg ce se întâmplă aici treaba, dar l-am trecut. Și sincer să fiu, mă apropii vertiginos de Dolofan. Nu te apropii, n-ai șanse. Sunt mult mai bun ca și tine. Și că n-am șanse, auzi. Eu așa ce... Ai, frate, că... N-aveam voie să ating jos acolo, nu e în regulă ceea ce se întâmplă aici, îmi pare rău. Și în loc să zici mersi că n-aveai voie să ating și atinsă-și? Păi nu, dar... Nu e ok ceea ce se întâmplă. Păi de ce de lufamle? Că nu e ok ca ăștia lobrât să mai trăiască pe acest pământ. Da, e corect și asta ce pot să zic. Uite, aici eu am greșit, nu e nicio problemă că am greșit aici. Stai curios în mintele astea câte nivele ați fi făcut voi. Bine, acolo iar o să se trească cineva în comentarii. Băi, Bercea, da, tu nu prea știi să te joci, că eu sunt mult mai bun ca tine. Nu știu cum ai putea fi mult mai bun ca mine la asemenea jocuri, dar mă rog. Bă, nu, da, adevărul știi care e, că de multe ori... Adică, frate, e imposibil să nu mor niciodată, știi? Și dacă mai mor decât așa câteodată, asta e, ce, de câte ori murim noi? Bă, murim. A, iete mă, că te arată sus cât la sută ai făcut din el. Cât? Nici jumate nu avem. A, da, l-am văzut. Păi eu cred că sunt 200 în nivele, mă. Cam așa. Da, păi dacă sunt la 78 și abia pe aici... Dar e nasol că nu poți să bagi prin, că eram mult mai în față acum. Da. Ia uitați-vă și voi sălbaticul, unde abia. Hai, sălbaticule! Ce ai, băi, nebun? Ce, ești la 79, eu sunt la 75. E o diferență enormă. 76 acum, mai uite. Bă, măcar 50% să facem din el. Hai, pe bune. A, what? Ce enervant e. Deci pe bune că mă enervează. Uite-te și tu cum nu l-atingi. Băi, da, pe bune, uneori te enervează rău. Ar trebui să știi. Păi, gasule, tu ar trebui să știi. Gata, ăla-i. Bun tutuț! Ia uite, grasul e la 81, unde avea? 82. Băi, eu-s mai bun decât par. Hai să nu exagerăm. Ba, dar uite-te și tu că la unele merge așa, degeaba, ca să zic. Vezi că o să vină unul mai greuț așa. Pentru mine nu e niciunul greu. Toate sunt ușoare. Că-s prea grațele, sunt prea bun, mă. Prea ca la țară. Da. A, trebuie să calpești. Uite ce urc. Uai, de viața mea. Asta a fost degeaba. Asta iar la fel. Ah, what? Asta nu e chiar degeaba. Suntem pe iarbă. Mai avem nevoie și de iarbă. Da, la care te referai, grasule? La ăla cu scândurelele alea? De scazi în jos. Nu se poate ce așa prost ceva. Sunt. Băi, frate. Ăla-i. Bun tutuțul. Îl văd pe Dolofan. Îl văd pe Dolofan. Vezi că ăsta e greu de aici.
Ai, mă, grasule, mă, tu crezi că eu nu sunt în stare, mă? Da, cred. Păi crezi, dar nu prea e adevărat, adică... Să fim serioși. Ia uite cum ne trec, ia uite. What? Bine, nu le trec chiar așa mereu, dar... Trebuie să fâșnez, grasule. Băi, hai măcar 100 de nivele, am mai avea teoretic încă 10 nivele, așa că n-ar mai fi greu. Ce fai câte minute se strâns rău? A, la ultima, pe bune. Dar vezi că cu cât te joci mai mult, cu atât ți-e mai greu și nu că ar fi grele nivele, dar nu mai poți. Da. A, ești bulangiu. Nu prea mai ai răbdare, știi? What? Fii atent că aici e o problemă. Ăsta e buguit. Da. Care e grasul? Deci nici cu mâinile nu ai voie să atingi aici. Mi se pare o aberație. Păi cam e. Ia mă, ia să vedem pe unde e dolofanul ăla al nostru. Da. Ia. A, păi tu ești la 93, eu sunt la 93. Da, uite-te și tu. Ia fi atent aici. Da, what? Mamă, și am și mâinile mamă, eu am și mâinile dolofan, ce grasule. Eu am și mâinile grase, bă. Na, fraiere! Cum îl trebuși? Aaaa! Eu am mâinile grase, bă! Deci am trecut, cred că, cel mai greu ăsta din viața mea, din obi. Deci nu cred că am fost unul mai greu ca ăla. Și nu neapărat, dar era buguit. Da, bă, ăsta are 200 de nivele. Nu, no, n-ai cum aici. Da. Eu a trecui. Și eu acum. Mamă, și trecusem de partea grea. Ia 98. Mamă. 99. Nu, că nu mă las până nu trec pe asta. O ciucea. Avem nivelul 99. Băi, fraților, cred că o să pun punct aici, da. Pentru că deja suntem la jumătatea jocului și a durat ceva, avem 23 de minute. Nu uita să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade din acest joculeț. A fost un obi, este un obi destul de lejer, doar că este foarte lung. Nu uita să apăsați și voi butonul de like și eu sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!